S-a prăbușit un copac pe trotuar și sper că nu a omorât pe nimeni. Dar era foarte posibil. Și copacul dă semne de uscare, de învechire, de îmbătrânire. Mult sigur a fost rănit când se făceau tot felul de reparații. Și serviciile municipale sau ale sectorului trebuia să observe asta. Și au să prevină căderea dacă îl tăiau la timp. Se pare că au alte griji, alte preocupări. Acum stă mașina poliției și veghează. Să nu treacă oamenii pe acolo, dar deja cam târziu. Nu? Trebuie să ieși pe carosabil ca să treci partea cealaltă. Copac uscat. Tei. Nu mai apucat să înflorească odată. Atât a fost. Pe 23 aprilie, caput.